Bună ziua, dragi telespectatori! Iată că mai avem o zi și se termină acest an, 2012, prilej numai bun pentru a face un bilanț și cine decât directorul Direcției Județene pentru Tineri și Sport este nimerit pentru o astfel de emisiune. L-am numit pe Ciprian Paraschiv, fostul capitan al Politehnicii Iași, prezent în studio. De asemenea, aici, la Total Sport, Marius Onofraș, de asemenea, un jucător format la Centrul de Copii și Juniori Politehnica Iași, într-o formă deosebită, la sfârșitul acestui an 2012. Le spun la amândoi bine au venit în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumim frumos de invitație. Ce Paraschiv, spuneam, o oră de bilanț, nu? S-a terminat, a mai trecut un an, ești mulțumit, cum a fost? Da, chiar dacă din punct de vedere financiar a fost un an destul de greu, direcțiile de sport și cluburile sportive au avut bugetul redus cu 25% privind calendarul competițional, putem spune că a fost cel mai bun al sportiv a Iașului. De ce spun acest lucru? Pentru că avem primul aur olimpic din istoria cetății noastre și cred eu că, din păcate, va mai trece mult timp până vom mai obține astfel de medale. De fapt, România va trebui să muncească mult să obțină medale de aur pe viitor la Jocurile Olimpice, după cum se prefigurează viitorul. Am avut cea mai bună participare la Jocurile Olimpice. Este vorba de Alin Moldoveanu. Vorbim de Alin Moldoveanu, da, cu la tir. Cel care a și primit titlul de cetățean de onoare al orașului Iași. Da. Oraș european al sportului în 2012. Da, într-adevăr, în anul în care Iașiul a primit această investitură de oraș european al sportului, cum am mai spus, am avut cele mai bune rezultate, cea mai bună participare la Jocurile Olimpice prin 5 sportivi. Și aici l-aș adăuga și pe Florin Cojoc, care a participat la Jocurile Paralimpice de la Londra. Chiar dacă, cum am spus, n-a fost un an foarte bun financiar, am reușit, și când spun am reușit, mă refer la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași, să facem o bază sportivă modernă în centrul Iașului pe fonduri europene, deci practic o cofinanțare foarte mică de doar 8%. Și în plan personal mă pot bucura că prin sprijinul acordat de colegii mei am reușit să obțin șansa de a reprezenta Iașul și România la Bruxelles în grupul de experți privind finanțarea sustenabilă în sport. Deci trecând linia, eu sunt foarte mulțumit din punct de vedere a rezultatelor. La minusuri am putea spune că în continuare Iașul suferă extrem de mult la infrastructură. Marius Onofraș, spuneam, un final de sezon foarte bun, încununat cu acele 3 goluri reușite la Galați în fața Oțelului, un hat-trick de aur și pentru tine și pentru echipe, și o echipă care avea nevoie ca de aer de acele 3 puncte din deplasare și de celelalte pe care le-a câștigat pe acest final de sezon 2012. Marius Onofraș, format ca și Cip Paraschiv la Centrul de Copii și Juniori, având prima dată drept antrenor pe regretatul Nae Ursache, goalkeeperul care reușea să facă prima promovare cu CSMS Iași, se chema tot așa cum se cheamă acum, numai că e ceva diferență în denumire. Nae Ursache, deci primul antrenor, iar apoi Marian Moldovan, un demn urmaș Marian Moldovan al lui Mihai Bârzanul, Traian Iordache, Ion Manulescu, Marius Beraru, antrenori care și-au dedicat întreaga viață activității de a crește copiii și juniorii, ci Paraschiv de asemenea a lucrat cu Mihai Dănilă și cu Marian Moldovan. Marius Onofraș, peste 300 de jocuri în prima ligă, apoi prezențe în cupe europene, a jucat pentru Politehnica Iași, apoi la Brașov, la Unirea Orziceni, în perioada de glorie a echipei din Bărăgani, și ne amintim de acel gol superb, marcat pe Ghencea, pentru că echipa din Urziceni nu întrunea condiții pentru stadion, marcat împotriva lui Glasgow Rangers, un nume de legendă care a ajuns acum, din păcate, în Liga 4-a scoțiană, tot din cauza problemelor financiare. Apoi Marius Onofraș la Steaua, Marius Onofraș la Lankaran, în Azerbaidjan, și din nou acasă, pentru că aici e cel mai bine. Un eveniment fericit petrecut în luna decembrie, căsătoria, dar și botezul băiețelului, care are 4 luni și jumătate, iată, este asigurată succesiunea, nu? Vom avea un Onofraș care probabil va îndrăgi fotbalul. Doamne ajută, cu siguranță îl va îndrăgi. Marius, bine ai venit. Spun sincer, mă bucur foarte mult pentru reușitele tale. Te-am urmărit tot timpul.
Mereu în anumite zile ne-am întâlnit, așa ca să zic eu, prin intermediul SMS-urilor astea moderne care sunt, ne-am mai văzut când jucai îndeoseb la Unirea Urziceni. Nu se vede că te apropii de, că ai o anumită vârstă și atât de mare experiență. În continuare, același Marius Onofraș pe care îl cunoaștem, Cip, nu? Sigur, și dă cuvântul Marius. Eu mă bucur că Marius practic a crescut sub ochii mei. Când eram eu căptan la Politehnica, el atunci a avut expansiunea cea mai frumoasă, a urmat transferul de care a spus. Ca să fac o glumă, declinul lui Glasgow Rangers a început de la golul lui Ionu. Da, de pe la vreo 25 de metri. Și dacă tot avununta, vreau să-i urez și eu casă de piatră, acum recet avununta. Și dacă a reușit acum recent un hat-trick, de ce nu poate reuși și un hat-trick în familie, poate tripleți la următoarea încercare? Păi a început bine cu băiat, acum nu mai are emoții, poate să fie și o fetiță, pentru că ne sunt foarte dragi și... ce ne-am face fără fete. Nașul lui Marius, Marius Lăcătuș, l-ai cunoscut la Brașov, presupun. Da, a fost antrenor atunci. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că v-am reîntâlnit, mă bucur că l-am văzut pe Cip. Ce să spun, a fost un... m-ați lăudat și ați vorbit de mine prea multe și nu știu dacă chiar toate sunt la fel așa. Trebuie să ne lăudăm cu cei care reușesc de la Iași și urmărim tot timpul, îi urmărim cu bucurie, ne rugăm ca ei să reușească, pentru că nu e ușor să fii plecat și Cip a fost plecat din Iași, a jucat și la alte echipe și eu am fost plecat din Iași și am jucat la alte echipe, dar gândul, sunt convins că ne-a rămas totdeauna aici, de unde am plecat, la Iași. Aia acasă e totdeauna cel mai bine. Eu nu mă așteptam să mă întorc așa repede acasă, vroiam să mai joc, dar... s-a întâmplat joci și aici și chiar nu, joci da, în prima ligă. Vreau puțin mai sus la început, vă dați seama, mă apropiam de 30 de ani și mă gândeam că o să vin și eu la 34, când, atunci când să mă retrag, să nu mai... Dar am ajuns, nu-mi pare rău, am reușit o promovare, suntem în prima ligă, sperăm anul ăsta să rămânem în prima ligă și ne ajută Dumnezeu să fim sănătoși și sunt convins că așa se va întâmpla. Da, a fost un tur și chiar două etape din retur jucate, o perioadă tumultoasă pentru echipa din Copou, cu destule coborâșuri, eu știu, și apoi iată partea aceasta frumoasă. De ce zic că e frumoasă? Pentru că echipa joacă. Joacă, se vede acest lucru. Nu numai rezultatele din teren, ci felul în care voi vă exprimați sub conducerea lui Liviu Ciubotariu acum în teren. Pentru mine, sincer, au fost 2 ani tare ciudați la Iași. Când am venit în divizia V, pentru mine a fost un șoc, așa să zic, pentru că nu mai jucasem de mult în divizia B și nu știam care va fi. Sincer, credeam că va fi mai ușor. Dar n-a fost deloc, a fost mult mai greu. Și exact ca și acum în prima ligă, a fost două perioade total diferite. Turul și returul. Când în tur eram, practic n-aveam nicio șansă de promovare. În retur am reușit. Acum turul campionatului a fost foarte greu și returul se pare că e foarte bun pentru noi. Practic, dacă ne uităm la clasamentul adevărului, deci acest clasament în care se face diferența dintre punctele obținute pe teren propriu și cele câștigate în deplasare, CSMS Iași este scăpată de retrogradare, având un minus 9, care este mai bun decât minus 11 din dreptul lui Ceahlăul Piatra Neamț. Dacă se termina acum, era foarte bine. Dacă se termina, eram... da, acum, da. Și par a schimb momente destul de dificile pentru fotbal, pentru că spunea și Marius, n-a cunoscut atmosfera din eșalonul 2. Un eșalon din care multe echipe se retrag, în care multe echipe fac față cu greu, financiar, iată că și echipe din prima ligă au probleme foarte mari, chiar echipe cu nume, mă gândesc la Rapid, mă gândesc la Dinamo, Gaz Metan Media, chiar surprinzător, deci apare pe o listă care a făcut-o publică președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Da, chiar înainte de începutul campionatului Ligii a doua am văzut că s-au retras 4 echipe, da, și l-auzeam pe Marius puțin dezamăgit că a venit acasă. Nu, eu nu văd ca pe un final de carieră, pentru că l-am văzut și-l urmăresc când de aproape. Joacă foarte bine, de ce nu sunt sportivi care, uitați-vă la recentul campionat mondial, nu mai țin minte numele, Argentina la 38 de ani, proaspăt selecționat, a dat primul gol pentru Argentina. Deci eu nu văd cariera neapărat
ca un corespondent al vârstei biologice. Sunt sportivi care, prin conformație și știu tot timpul că, na, dacă am fost colegi de echipă, unul are calități foarte bune fizice și tot timpul a fost un profesionist. Păi e o familie puternică. Da, cred evident. Că a făcut și el judo, pentru că fratele lui Cristi practică disciplina asta. Chiar la prima ediție a campionatului de mini-fotbal de la și acum 10 ani chiar juca. Și sora mea a făcut judo. Da, și sora, n-am știut. Deci se vede și foarte bine, arată fizic. Și nu vreau să mă gândesc ce înseamnă o ceartă în familia unui fraș. Numai iponuri pe acolo sau... Nu neapărat că eram, că mai simțit dezamăgit. Erau, adică nu făcusem planul, mă vedeam altfel. Mă gândeam poate să joc puțin afară, mai mult. Am jucat doar o lună, am jucat afară la Lancaran. Asta era gândirea mea. M-a dezamăgit, nu am cum să fiu, pentru că... Să acasă, poate, de familie ce nu? Și cine știe, poate mai fac contract încă vreo 3 ani din vară și rămân de tot la Iași. Sigur, poate și Iașu va avea un obiectiv mult mai îndrăzneț la anul, dacă vom reuși în acest sezon să rămânem în primul eșalon. Asta e și ideea. Ne uităm așa, cam cu jindă înspre Vaslui, că e aproape la nici 70 de kilometri. Acolo s-a reușit să ajungă în cupele europene. Iașu, care are o tradiție în fotbal extraordinară și este capitala Moldovei și are atâtea posibilități, cu siguranță că ar trebui să aibă ambiția asta pentru a merge pe acest drum înspre adevărata performanță. Chiar mă uitam că acum 10 zile au avut banchetul cei de la Vaslui și erau oarecum supărați la masă și l-am întrebat pe Nelu Câmpeanu, alteșan care antrenează la Vaslui, și am zis, dar ce era supărarea? Păi și noi nu prea ne-am îndeplinit obiectivul, locul 3, dar ținând cont că schimbări de antrenori și vă dați seama ce obiectiv frumos la Vaslui, iar noi, din păcate, în continuare ne... Eu vreau să vă spun, stadionul din Vaslui a fost inaugurat la un meci cu Politehnica Iași, al echipei locale, care era în divizia C atunci, și a fost o mare onoare pentru vasluieni ca Politehnica Iași să fie la inaugurarea stadionului lor. Am fost foarte bine primiți. Chiar Adrian Porumboiu era jucător la echipă atunci. Arbitru jucător? Sau? Nu, era jucător. Era jucător, i-a plăcut foarte mult. Îi place și acum fotbalul, e normal, fără să-ți placă, așa cum îi place și primarului Gheorghe Nechita, acest joc, îl și practică, pentru că altfel e greu să te implici și este foarte, foarte dificil, nu chiar așa ușor să joci jocul ăsta, nu? Că și el a avut critici în sezonul ăsta și chiar eu mărturisesc că chiar îmi părea rău. Pentru că fără să vrem, tot ținem la ăștia noștri de aici. Fotbal nu se poate juca numai cu jucători, de exemplu, din localitatea respectivă. Este o greșeală. Dar când știi că e a tău și de aici parcă altfel îl... Da, bine, acum sunt profesioniști. Noi, pe vremea noastră, jucam mai mult cu suflet. Chiar însemna culorile echipe. Latra pe cuniare conta mult mai puțin. Latra pe deloc. Eram foarte prost plătiți. Primeai o butelie sau eu știu... Nu chiar așa la nivelul totuși. Exagerez. Iașu a fost în divizia. Exagerez, da. Dar erau niște sume stabilite de la buget. Primele erau la fel pentru toate echipele din divizia. Indemnizația de efort, cum se numea, era în funcție de locul pe care l-ai clasat, de la 2000 de lei până la 1200, cea mai slabă. Echipele de pe ultimele locuri aveau 1200, apoi 1400, 1600, 2000 de lei. Indemnizație de efort. Iar primele, o primă la o victorie acasă la un gol diferență era 750 de lei și putea să urce până la 1000 de lei dacă câștigai cu 3-0. Deci cam astea erau, toate echipele aveau la fel. Bine, și înainte de 89 mai erau unele cluburi care mai suplimentau primele, dar nu era cazul la Iași. Ne mai erau avantajele, poate mai primeai un apartament, eu știu. Asta nu era problemă, pentru că trebuiau asigurate niște condiții. Deci apartamentele nu erau problemă nici pentru oamenii muncii, nu toți aveau aceste avantaje, ca să spun așa, nu? Da. S-au schimbat vremurile. S-au schimbat. Erau și discuții, chiar mă întrebam dacă nu sunt prea mulți bani, dacă acești prea mulți bani nu au schimbat spiritul jocului. Nu știu, nu-mi dau seama. Poate sunt convins că, normal, banii, fără banii ziua de azi,
E greu să trăiești, mai ales că... Mai ales că durata e scurtă, nu, în care poți să joci. Da. Eu știu, 10 ani, poți să joci 15 ani, poftim. Chiar vorbeam înainte de emisiune și făceam așa un calcul, cam cât am jucat fiecare, cam 15 ani. Cam 15 ani dacă ești norocos, să fii sănătos, să ai grijă de tine, să... Și după aia, după ce termin cu fotbalul, e greu să... până să-ți revii, ca să-ți cauți altceva în care te-ai putea descurca. Toată lumea fotbalistă, da, la noi e cel mai greu. Înainte de 89, mai reușeai să ai, eu știu, un post, dacă aveai grijă de pregătirea ta, să te gândești și la viitorul tău. Sunt unii sportivi care, când și-au terminat cariera, au reușit să aibă o altă carieră profesională în care s-au pregătit și o carieră de succes, dar sunt puțini cei care au reușit acest lucru. În procente, poate 25%. Sunt foarte mulți, dacă mă refer la fotbal, mari fotbaliști, la diverse echipe care n-au mai reușit să se realizeze. Avem exemple și în orașul nostru. Din păcate, foarte buni fotbaliști care o duc foarte greu. Unii chiar au sfârșit, știu, în mizerie. Mă gândesc la Neagu, de la Rapid, atacantul de excepție, care a și în echipa națională și care la un moment dat nu mai era ajutat. Și chiar Crișan. De Zoli Crișan, care de asemenea a murit în mizerie și care era și a fost artizanul multor victorii echipei Universitatea Craiova. În păcate aici unul zice un adevăr, nu prea este reconversia profesională acum, în clipa în care te-ai lăsat de sport, chiar că te trezești într-o lume paralelă. Este foarte greu sportivilor să mai reintre pe piața muncii. Se fac acum destule încercări, mă rog, destule proiecte au apărut de genul învățare pe tot parcursul vieții, să încerci omul să-și găsească un drum, dar situația este foarte grea. Bine, sunt bani mai mulți în fotbal, dar trebuie să și recunoaștem că și fotbalul s-a dezvoltat altfel. Există, este o adevărată industrie, vedem pariuri, de la pariuri până la televiziune, la ziare. La pariuri, când aduce aminte de pariuri, nu știu, pentru mine e o pată neagră, sunt, eu știu, pot să-i numesc infractori cei care încearcă să folosească de sport pentru a-și spori veniturile pe cale ilicită. Este un adevărat flagel, eu știu, aceste pariuri care se folosesc de sport. Mai putem spune că și unii se folosesc de sportivi, nu? În momentul când aceștia... joacă sau fac anumite performanțe, se folosesc și ca imagine, se folosesc și atunci când au nevoie de ei și după aceea sunt dați la o parte. Putem vorbi despre multe. Unde-s bani mulți, totdeauna apar și lucruri din astea. Putem vorbi de asigurări, de exemplu. Nu cred, uite, să-l întrebăm pe Marius dacă are o asigurare făcută în caz de accident. Doamne ferește, un accident mai grav. Bănesc obligativ acum, nu? Da, clubul se obligă să fim noi asigurați, pentru că în momentul când aparții de un club și aia, eu cred că așa ar trebui și sunt convins că avem toți. Nu știu, și mai sunt ale personale care le facem noi ca să fim mai siguri. Că... Vremea noastră luam la Sanilu, duceai singur. Nu se compară. Nu se compară absolut deloc. Dar în străinătate, în țările cu fotbal civilizat, da, vorbim de altceva. Există un sistem de pensii pentru fotbaliști profesioniști, nu? Da. Deci în momentul când ei au terminat activitatea, se retrag, au asigurat un anumit venit. Noi nu știu dacă să reasigure existența. Noi nu știm dacă... Eu, unul, nu cred că o să am pensii după ce termin. Chiar mai mult. Dar bine, asta pleacă de la societatea în care trăim. Nu mai vorbesc de cei care au jucat înainte de 89 și care sunt în unei situații critice. Deci s-au văzut de unde erau adulați, nu? Și erau jucători vedete și le se făceau toate mufturile, au ajuns în situația în care să nu-i mai bage nimeni în seamă. Este o dramă imensă. Este o dramă pentru că tu, ca sportiv, atât timp cât ai trăit în lumea reflectoarelor și lumea, cum foarte frumos ai spus, te adula, te aclama, te simțeai iubită, deodată să trezești în partea cealaltă în care ești practic ești deloc băgat nu în seamă. Nu mai ești băgat în seamă. Nu mai are nimeni și nevoie. Și viața mult mai grea. Foarte puțin își găsesc locul în sistem. Aici ce poți să fii? Antrenor, nu?
poți să fii conducător, mai greu, eu știu, poți să fii în echipă, la club. Fel de preparator poți să fii dacă ai studii. Acolo, poți să fii pe schema clubului, e limitată și aceasta, poți să te duci spre arbitraj, dar sunt limitate locurile. Trebuie să ai și puțin prieteni, așa, ca să poți să intri în lumea asta. Deci relații. Nu, acum, la câți bani se strângă, eu zic că un sportiv ar trebui să reușească, un fotbalist în special, că avem fotbalul și celelalte sporturi, trebuie să recunoaștem acest lucru, să reușească să pună un ban deoparte pentru vremuri mai grele, pentru că, cum mai aud voce, băi, uite ce mult a câștigat la meciul ăsta, băi, dar ce primă mi se pare extraordinar, dar oamenii nu știu. Că noi după o vârstă, când ninge afară, simți fiecare operație de la genunchi, fiecare lovitură, te doare spatele, deci noi vrem, nu vrem, nu mai suntem oameni normali. Am avut o tinerețe pierdută, nu pierdută, tinerețe în slujba oricum, sportului, dar oricum... Nu era o tinerețe normală, ci era o tinerețe în care aveai cantonamentele de vară, de iarnă, cantonamentele înaintea fiecărui joc din campionat, deplasările pe care le făceai... Și aici chiar vreau să țin partea sportivilor, că vedem presa, în special cea de scandal, cum dau, mă rog, evenimentele în care ei mai exagerează. Și eu îi înțeleg. De ce îi înțeleg pe sportiv că mai refulează la un pahar de vin mai mult, poate? Pentru că dacă un om normal are, să zicem, 4 examene pe an importante, eu știu, la universitate sau, eu știu, la muncă, gândiți-vă că un sportiv are săptămână de săptămână un examen important, un examen în care dacă el nu joacă bine, nu numai că nu-și are banii, nu-și au nici colegii din jurul lui, este o presiune fantastică pe el și poate și normal atunci când au puține zile libere, că și acest lucru trebuie spus, să exagereze. Eu aici tot timpul i-am înțeles bine, nu sunt de acord cu zeful extreme. Nu trebuie să încurajăm exagerările. Nu trebuie, dar chiar... încerc să-i înțeleg cumva. Îl avem pe Marius aici, să aflăm cum e și în altă parte. La acea echipă Unirea Uziceni, care a fost extraordinar de mediatizată, o echipă apărută de undeva din Bărăgan, dispărută tot acolo, în Bărăgan, care a ajuns și a făcut 8 puncte, nu? În Liga Campionilor. Că spunea cineva că nu o să mai facă nicio echipă românească 8 puncte. Iată că CFR Cluj a depășit performanța lui Urziceni. Dar oricum, pentru Unirea Urziceni e o performanță extraordinară, dar ca și organizare ce a însemnat acel club, dar și activitatea pe care a avut-o cu Dan Petrescu. Deci un antrenor pe care eu îl admir foarte mult, extrem de ambițios, un antrenor care a venit cu mentalitatea din campionatul Angliei. Știm foarte bine că a jucat la Chelsea, a făcut-o foarte bine, a fost foarte apreciat acolo și iată, reușește, are rezultate. Cum a fost? Pentru mine a fost cea mai frumoasă perioadă ca sportiv, mă refer ca și performanțe și ca și grup, organizare. Tot ce a însemnat Unirea Uziceni a fost ceva deosebit. Și nu cred că în România va mai fi așa ceva, ce a fost acolo. Și principalul, nu știu, vinovat pentru ce s-a întâmplat acolo e Dan Petrescu. El când a ajuns acolo, echipa era aproape de retrogradare, a schimbat tot, a zis, vreau jucătorii ăștia, i-a adus, îi cunoștea pe toți. Bine, a fost mai greu la început pentru că, na, eram mulți veniți, dar ușor, ușor au intrat puțin în noi, cu disciplină, multă muncă, seriozitate. Când intra pe poarta stadionului, se transforma total. Era, deci el când intra la pregătire era total diferit decât omul care e în afară. Pentru el fotbalul era viața lui. Și este. Și este în continuare. Este în continuare. Este de asta are și rezultate. Antrenorii foarte buni. De asta români. Are și rezultate și la Ruș acum și la Krasnodar, ce a făcut acolo. Nu e nimic întâmplător, mai ales în fotbal. Dar cât a durat Urziceniu efectiv ca și club? Cam câți ani? Știu că a fost o perioadă destul de scurtă. Cred că 4 ani. Bine, echipa din Urziceni are tradiție încă din divizia C, în divizia B, are tradiție mare. Perioada Bucșaru, mă refeream în cea de... A fost, cred că 4 ani. Cam așa. 4 ani a durat. Cam așa, deci într-un interval foarte scurt a reușit să ajungă pe o culme a fotbalului, după care pur și simplu s-a desființat. Este un lucru care nu se poate întâmpla decât la noi, practic. Mă trimite cu gândul la o poantă care am citit-o pe internet, în care spunea că Federația Albaneză de Fotbal s-a desființat.
Și motivul, ce că li s-a spart mingea. Da. Chiar am observat că sunt un grup frumos, că am văzut că la nuntă chiar au venit foștii colegi de la Urziceni și păi contează mult. Ce a făcut și Dan tu te simți Petrescu. Bine. Când vezi că... Scuze-mă, Dan Petrescu făcea antrenamente cu voi câteodată. Da. Intra pe teren. Da, tot timpul, nu juca câteodată. Cu voi. Tot timpul. Deci vă stimula acest lucru. Tot timpul. Și dacă aveai norocul... A fost un exemplu pentru voi. Da. Era literă de lege ce spunea, datorită faptului că a fost ce a fost, nu? Da. În generația de aur, știm foarte bine, ne amintim, golul care l-a dat cu Statele Unite în 1994 și nu numai acel gol, evoluțiile din campionatul englez în Italia. Dacă aveai norocul să cazi cu el în echipă la o miuță și pierdeai, era greu tare. Bun, de acord, deci ambiția extraordinară da. Și faptul că vrea să mentalitatea de învingător, da, care a reușit să vă imprime și vouă. Da. Dar spune-mă, în afară terenului, cum era Dan? N-aveai treabă, nu simțeai. Era un om extraordinar, știa când să se bucure, știa când să fie supărat, le făcea pe toate. Adică, dar știa când să le facă tot. Ieșea cu voi și la o distracție? Deci era șeful petrecerilor. Deci când este da, vorba când era de petrecere. Cip, când e vorba de petrecere, distracție, pentru că nici sportivul, fotbalistul în cazul ăsta, nu poate fi un robot, doamne, care îl programezi și el trebuie să facă anumite lucruri. Erau momente când pierdeam meciuri și nu ne certa așa de mult decât când câștigam. Erau meciuri în care câștigam și era iureș. Pentru că nu-i plăcea lui cum merge treaba. Pe lângă Dan Petrescu l-am avut și pe Meme, care și el, Meme Stoica, care și el a fost în spatele lui tot timpul și a fost organizare. Aici am eu personal am niște retineri, dar nu știu nimic ca cât a fost perioada acolo, vă zic sincer, pentru că a fost liniște la echipă, nu scandaluri, nu nimica, pentru că și noi mai greșeam, dar niciodată n-am apărut în ziar, cum apar alte echipe și... Deci eram total izolați de presă, de tot ce se întâmpla. Ați avut acolo un patron care nu apărea chiar deloc în presă, apropo despre ce spui, Dumitru Bucșaru. Da. Un patron care era extraordinar de discret, dar la un moment dat a omorât echipa asta, pe niște bani luați de la UEFA, nu? El a născut. A dispărut. Dacă nu era el, nu se întâmpla nimica la Urziceni. Discutabilă, nu, problema asta? Da, bine, dar nu e un... caz, să zic, izolat. Vedem, chiar am dat exemplu echipe de tradiție ca Glasgow Rangers de spar și apar... Oferiți ca și prime de UEFA, de FIFA. Sunt bani care se doresc a fi reinvestiți. Părerea mea că a fost un om de afaceri care și-a văzut interesul, a făcut și o treabă bună. Ar fi preferat să fie de lungă durată, mult mai sustenabil proiectul lui, dar na, ca orice om de afaceri și-a făcut calculele, a tras linia, probabil a ieșit și în câștig. A fost ceva specific, așa, românesc, cu anumiți patroni care iubesc foarte mult fotbalul până își văd saci în căruță și după aceea, deodată, nu mai au niciun fel de sentiment, pentru că nu, a dispărut deodată, nu? Da, deodată. Bine, eu eram plecat atunci. O echipă care s-a desființat, pur și simplu, și a trecut în corpore la Steaua. Da. Așa a fost să fie atunci. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că pentru mine a fost o perioadă extraordinară și vreau să-mi amintesc exact ce s-a întâmplat acolo. Te înțelegem. Eu cred că și tu, Cipă, îl poți înțelege. Sigur. Pe Marius, dacă el în perioada cât a fost obligațiile față de el au fost îndeplinite, este normal să fie așa. La Steaua? La Steaua a fost... am ajuns la echipa unei la care visam de când eram mic. Da, știam, acum zic, mulți vorbesc, zic, mamă, țin cu Steaua, țin cu Rapid. Eu chiar am ținut cu Steaua de mic. Și am ajuns, a fost un noroc pentru mine, pentru că m-a avut Ilie Dumitrescu, m-a vrut. Un alt nume mare, un alt jucător care a evoluat în Anglia, generația. Tottenham. Tot generația de aur, dar parcă le-a prins și pe Nașu, nu? Da, și da. Mexic, da. Am luat bătaie primul meci cu echipa, ne-a bătut Urziceniu și pentru mine a fost... Știu, la 1-0. La 1-0, a dat gol. Cu rezervele, s-a jucat la Urziceni. Da. Am văzut meciul, da. Da, și pentru mine de acolo a început perioada negativă la Steaua. După aia s-a schimbat, a plecat Ilie Dumitrescu, după meciul cu Oastea a făcut egal, a plecat, a rămas puțin Edi Iordănescu, o etapă, a venit Nașu, Marius Lăcătuș. N-am reușit să mă impun, cu toate că îmi doream foarte mult, era o presiune fantastică acolo. E normal, când intrai în vestiarul Stelei, simțeai așa, că te apasă ceva tot timpul. Și
probabil că n-am reușit să depășesc chestia asta, să pot să mă impun mai repede să joc. După aia a plecat Nașu, a venit Sorin Cârțu, am început să joc. Am jucat chiar aproape toate meciurile, cam în toate meciurile. Sorin Cârțu, un jucător care avea ceva diavolesc în el, în a dribla, am jucat contra lui, un jucător fantastic și probabil și ca antrenor cu mult temperament, Sorin Cârțu. Da. A fost la multe echipe. Și acum la Brașov. Cred că și de la el ați avut multe de învățat. De la oricine ai de învățat. Și chiar dacă nu joci, și chiar dacă joci. Eu când m-am apucat de fotbal, nu mă gândeam vreodată că o să am antrenori ca Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, Marius Lăcătuș, Sorin Cârțu. Am avut la Steaua, cred că, cei mai mulți antrenori într-o perioadă foarte scurtă. Gigi Becali. Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, într-o finală de vis cu Barcelona la Sevilla, 2-0, cu un Helmut Ducadam extraordinar. Era și el la echipă. Și... L-ai cunoscut, da. Bine, sigur, sentimentul, nu trebuie să ai sentimente care să te copleșească că joci la o astfel de echipă. Da, eu nu... Ai încercat un astfel de sentiment? Crezi că din cauza asta evoluțiile tale? Nu caut scuze. Nu a fost perioada mea cea mai bună. N-am reușit să mă impun. Pentru mine nu e o dezamăgire că n-am jucat la Steaua. Pentru mine e foarte mare mândrie că am reușit să ajung la Steaua, pentru că dacă eram, n-aveam valoare sau zic eu, nu eram, nu știu, n-aș fi avut ceva rezultate, probabil că n-ajungeam niciodată la Steaua. Cum e atmosfera în vestiar? E altceva, e total diferit de ce e la alte echipe. Să știi că și pe vremea noastră vestiarul era un loc sacru. Poate, cred că și Ciprian a prins treaba asta. Sigur că da. La vechea echipă Politehnicii Iași, prin anii 70, nu intra oricine în vestiarul echipei. În primul rând era foarte elegant, erau covoare persane pe jos, draperii de catifea, totul era elegant și nu îndrăznea nimeni să intre acolo. Nu știu, în ziua de azi s-au mai schimbat vremurile, prin vestiare intră cine vrei și cine nu vrei. S-au schimbat multe. Eu am prins la Iași exact perioada cu Cip, când eram copil, i-am prins Adi Cotan, exact vechea gardă care am prins-o eu și am văzut și lucrurile astea de care spuneți dumneavoastră. Adică am crescut frumos ca... Dar îți dai seama, în 70, când erau jucători precum Vasilie Anul, Viorel Stoicescu, Relu Cuperman, Costic Moldoveanu, Emil Lupulescu, Ințe 4, Vasile Simionaș, Marica, veneau atunci frații Romilă, Dumitru Romilă, Romilă 1, dar și Mihai Romilă, Romilă 2, Pal, Corneliu Gavrilă. Bine, eu am prins puțin și perioada dinainte. Eu nu sunt neapărat de acord cu acea perioadă în care, mă rog, jucătorii mai cu experiență, cumva, față de cei mai tineri, aveau o atitudine mai superioară. Am prins-o și eu puțin, în care tu cărai mingile, cărai gențile. Nu, eu mă refer la alți neaveniți care au posibilitatea să intre în vestiar, nu la jucătorii tineri talentați. Nu, dar eu... La Iași nu există treaba asta cu Caratul. E o legendă, nu Caratul. Deci e legendă, da, nu știu așa. La alte echipe exista, de exemplu la Faru, într-adevăr, era treaba asta, nu se discuta. Gică Hagi a cărat la greu echipamentul, nu e problemă. Asta vreau să zic. Am fost împreună în aceeași echipă cu Gică Hagi, am fost când a debutat în divizia la meciul de la Bacău. Deci nu crângnea, îl ducea. Aici era o atmosferă altfel... Mai boie, mai așa. Universitar, erau totuși jucători care mergeau, făceau studii superioare. Pe când la o echipă ca Faru se respectau anumite legi din fotbal, bine înrădăcinate. Mie îmi plăcea să car mingile, sincer. Acum portarii răspund de mingi, indiferent de valoarea portarilor, nu? Și acum mai car mingi, nu e problemă.
Tu ai forță, uite, pregătire la judo. Dar eu am prins și partea, chiar am făcut-o pe vremea când eram căpitan, cu botezul, nu știu, se mai practică acum? Se mai am practic. Și acum practică când am la botezul. Botezul jucătorului, că mi-a luat ca să intre, mă rog, în... Și acum am aia ștampila, că am fost botezul. Cred că la Târgu Neam s-a fost, sau unde? La botez, dacă n-aveai avocați buni. Avocatul meu a fost Adi Codan, m-a scos, am scăpat ușor. Da, ți-ai găsit, dar cred că te-a costat ceva. Onorariul a fost destul de consistent. Președinte a fost Neanelu, avocatul acuzării Liviu Petrache. Nu avocatul, acuzarea e reprezentată de procuror, da. La mare era Neanelu, că era cel mai... Aprodul, nu mai știu minte cine era. Neanelu, te referi la Câmpeanu. Da. Dar erau vreo trei, de fapt, în jur. Eram vreo trei și, într-adevăr, era Mișu Drăgoi cel care... Și Botan era, care era... cel cu călăul. Și ții minte când venea acuzarea și spunea și zicea ce a făcut, n-a dat bună dimineața, și s-auzea, o, era sânge. Era fai că toți făceau un jur, deci și ăla micu tremura tot când auzea. S-a putut întâmpla așa ceva? E același obicei, cred că la toate echipele, la Urziceni făceați, nu? Acum nu cred că se mai practică. Nu mai, nu mai. Dar la Steaua? Acum aia mici vin și... La Steaua exista obiceiul ăsta? N-am prins, dar probabil că înainte mai erau, mai... Am mai auzit povești, mai zicea nașul ce făceau când erau și da. Te lăsa așa, e o plăcere să-i asculți ce făceau înainte. Spune-mi de Gigi Becali, dar ai vorbit cu el, ai fost apalat? Da, de două ori am vorbit cu el, când am semnat și când am plecat. Deci nu prea... Nu, în rest ce citeam în ziare, că zice de mine, în rest nu prea am avut tangență. Dar nu, venea în vestia? A venit de vreo două ori. Nu avea un obicei din ăsta, dar venea, nu. Era la normal. Antrenamente, că am văzut că joacă, se băgă la antrenamente, nu l-am văzut niciodată. Nu. Cât am fost în perioada aia, nu l-am văzut să se bage. Probabil a fost și o perioadă mai, cum zic eu, nu chiar așa, din punct de vedere a rezultatelor, nu prea era atunci și s-a așteptat mult. S-a zis că au venit jucătorii la Urziceni, o să rupem tot și n-am reușit mai nimic. Și a fost o dezamăgire așa. Era exact după performanța voastră în Liga Campionilor. Da, și toată lumea s-a aștepta să fie. La Urziceni a fost răbdare, a fost... Nu știu, probabil că și la Urziceni, la început nu s-a făcut nimic, am scăpat de retrogradare primul an când ne-am dus. Apoi următorul an am terminat în primele șase, am crescut, după aia am luat campionatul, următorul an după ce am jucat Champions League, după aia următorul an puteam câștiga campionatul din nou, dar a plecat Dan Petrescu în iarnă și a terminat pe locul 2. Și următorul an... Asta vreau să zic, poate acea juncțiune, că și Steaua avea echipă bunișoară, Urziceniu, care era foarte bun atunci, era un grup omogen cu rezultate, cred eu că transferul ar fi fost reușit al lui Becali, mă rog, acea enclavă de la Urziceniu mutată în Ghencea, dacă l-ar fi adus și pe Dan Petrescu. Eu zic că aici a găsit Becali. De ce l-am întrebat de Dan Petrescu? Pentru că aceia jucători au trecut în alt club, sub conducere, într-o altă atmosferă, cu alt antrenor, cu altă conducere și n-au mai reușit aceleași rezultate. Cu alt suporter, cu alte așteptări. Pe la Urziceni nu s-a așteptat nimeni să facem ce am reușit. Aveați lupul singuratic, suportul la Urziceni. Venea lumea și la Urziceni, dar nu se poate compara. Nu, eu am fost acolo de mai multe ori și am văzut. Nu era o atmosferă care să te facă să joci. Asta da. Pe când intri pe Ghencea, sau am văzut cei mai mulți suporteri, iar Steaua. Nu numai în București, dar în toată țara. Și normal să fie. E o altă apăsare, nu? Da. O altă răspundere. E altceva. În Liga Campionilor, când ascultai imnul, ce se întâmpla? Acum, când mă uitam acum la meciuri, la meciul CFR-ului și la meciul când juca Oțelul Galați, nu știu, sentimente care e greu poți să le explici. Ce echipele simți? Cu care ai jucat, deci Glasgow Rangers, ne aducem aminte pentru că ai dat un gol. Mai erau echipa din Sevilla. Germania. Sevilla. Și una din Germania, nu? Stuttgart. Poftim. Stuttgart, care tot ne vine nouă românilor. Da. Învins-o pe Steaua, a fost o corecție acum recentă. Acest 5-1, chiar în momentul când te duci la pomul lăudat, este o vorbă a noastră. Am căzut așa cam tare și la meciul cu Olanda, al echipei naționale, și acum Steaua cu Stuttgart. Eu mă așteptam pentru că o echipă care e în Bundesliga, totuși o echipă care e în Bundesliga. Echipele nemțești niciodată nu... Spune-mi cum e când joci cu o echipă nemțească. Nu știu, simți, după un meci chiar simți ce înseamnă
să joci fotbal cu adevărat. Acolo te simți fotbalist. În Champions League, acolo simți că e altceva. Marica e greu să era la Stuttgart atunci. Da, Ciprian. El chiar ne-a dat gol. Ce spunea? Ce vorbeați cu el? Pe teren? Nu, ce eu n-am vorbit cu el, n-am apucat să... Bine, nu știu, probabil... Eu nu-l cunoșteam, nu... Îl știam, nu, era Marica, dar nu am avut treabă cu el sau tangență. Am înțeles, da. Și n-am apucat, era meciul, ne-a dat minutul 11, era 3-0. Am crezut că o să ne dea cu terenul în cap, dar am reușit să dăm și noi un gol. Și așa s-a... Și am mers pe aia în primăvară, am continuat. Și am jucat de pe locul 3 în grupă, deci în a doua competiție, nu știu dacă se chema Liga Europa. Am jucat cu Zenit Sankt Petersburg și după aia cu Hajduk Split. Cu Zenit, la ei am făcut... Zenit, o echipă foarte bogată. Foarte bogată. Au făcut 1-0 la sau da, ne-au bătut 1-0, greu, și am avut niște ocazii foarte mari și la noi 0-0 am făcut. La Sevilla cum era atmosfera? Ca jucători, știu cu mingea, sunt tipic latini. Noi obișnuiți cu stadionul de la Urziceni și cu Ghencea când intrai acolo și când ieșeai la încălzire nu era mai nimeni în tribune. Și când începea meciul, stadionul era plin. Avea așa două etape, așa, aveai un șoc când la intrai. Glasgow la fel, stadionul arhiplin, pentru că acolo fotbalul e o religie. De cel mai mult ce am văzut la Liverpool, am rămas impresionat. Da, și imnul clubului este fantastic. Ții minte când să ieșim la meci, tot așa, la încălzire, tribunile goale, nimic, o atmosferă așa urâtă, am zis că ia uitat. Și când am să ieșim, l-am văzut pe Gerard, cum i-a încurajat și mi s-a făcut ce înseamnă un capitan adevărat, cum toată lumea așa era cu ochii pe el era. Și când am ieșit, a început tot stadionul să cânte imnul lor. Și... În română nimic, nu? Nici o melodie. Aha. În română nu l-am cântat deloc, l-am scandat. Lupul singuratic a fost la Liverpool. Chiar nu știu, chiar n-am. Fanfara de la 7 prăjini. Da, am făcut meciuri bune cu echipe foarte puternice. O să-mi aduc aminte cu plăcere de tot ce a însemnat Unirea Urziceni. Tot ce a însemnat fotbalul pentru mine a fost. De chiar să fac o scurtă paralelă, să trec la fotbalul mic. Când jucam la Constanța, am avut un meci la Unești, mi-aduc aminte, era Liga a doua, și la încălzire, deodată văd pe toți colegii mei, stăpărați, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mă? Era fanfara în tribună la Unești și cânta melodia și Vasile Zi, nu mai știu care. Da. Deci când cântă melodia asta, tot timpul pierdem. Hai mă, dar ce superstiție. Ce pe meci, dăm noi 1-0, treabă bună, am luat bătaie cu 5-1. Ok. Cam aveți dreptate. Mergem la Roma. Când am auzit iar fanfara în tribună, am început și eu. Tot 3-1, parcă am luat bătaie și am zis. Era fanfara tot de la Unești. Umblam peste tot după voi. Vreodată voi mai juca cu Novodariu, plătesc eu fanfara să stea în tribună ca să le cânte, să le ia moralul la jucători. Da, erau alte vremuri. De asta v-am zis că am avut un șoc când am ajuns și că am ajuns în divizia B. Pentru mine a fost așa, nu mă așteptam să fie. E distanța mare de la Liga 1 la Liga 2, nu mai vorbesc de Liga 3, că să le luăm pe ligi acum. Da. Oricum. Dar ca și suporteri, aici la Iași, eu mă duc aminte pe vremea noastră, să spunem așa, expresia asta, care exista Radu Rușcior. Radu Rușcior era renumit pentru pasiunea lui, pentru fotbal și numai pentru fotbal. Cred că mergea și la volei, la penicilina, la handball. Și avea organizat un grup de suporteri care stăteau la tribuna B și Radu avea un sceptru și era echipat așa, într-un mod specific și stătea chiar deasupra, la B, știți, unde e acel sector suspendat. Și toată tribuna B era condusă de el. Acum, cum e cu suporterii? Parcă nu mai sunt nici ei, nu mai vin chiar din inimă să încurajeze formația fotbalului. Toate că aici la ea sunt niște băieți în regulă. Okay, i-am cunoscut. Sergiu, Marius, Sergiu e chiar vechi, Melinte, și chiar am impresia că e ceva deosebit față de alte părți. Părerea mea că ce se întâmplă acum cu suporterii și cu lumea care vine la stadion, eu zic că e tot ce se întâmplă în România la ora actuală. Prin toate greutățile care trecem, tot ce se întâmplă din cauza asta, lumea când vine la meci, mai ales că nu sunt niște rezultate, frustrările lor
pentru jucători și într-un fel îi înțeleg. Îi înțeleg pentru că... Biletele nu costă mult la meci, nu? Și totuși stadioane cam sunt goale. Cei mai mulți spectatori au avut Steaua, Dinamo, nu mai are spectatori, sunt dezamăgiți față de ce se întâmplă acolo la club, ca și organizare și ca joc al lui Dinamo. La Rapid mai veneau, nu știu, în țară, spectatorii nu prea vin. Și e cam păcat că, până la urmă, fotbalul nu are niciun farmec fără spectatori. Eu mă uit la Piatra Neamț, e gol stadionul. Aproape gol. Nici la Vaslui. La Vaslui mă așteptam să vină mai mulți spectatori. Chiar Vaslui a jucat în cupele europene. Foarte mulți, foarte puțini spectatori au venit la meciuri. Da, din ce cauză? E greu. E greu din toate punctele de vedere. Financiar, în primul rând, vă dați seama. Al doilea rând... Totuși, biletele nu sunt foarte scumpe. Da, da. Nu. Și visul meu care este, iar mi-ar plăcea un parteneriat, Adrian Porumboi, Gheorghe Nechita, Iașu cu un obiectiv mult mai îndrăzneț și eu sunt convins că ieșenii sunt dornici de fotbalul ar mare. Ar fi un parteneriat ideal. Eu sunt convins că stadionul de alcopolului... Cred că s-ar face, în primul rând, s-ar mări stadionul, bănuiesc, dacă s-ar putea realiza un astfel de parteneriat. Exact. Acest lucru cred și eu. În clipa în care Iașu va avea un obiectiv mult sunt mai mare... Sunt doi oameni extrem de ambițioși și de puternici în acest sport, în fotbal, le place foarte mult. Dacă n-ar fi domn primar, nu știu dacă ar fi la Iași fotbal. Știm foarte bine la un moment dat că și stadionul ăla se demola la un moment dat. Totuși Iașu chiar merită un stadion precum a făcut Ploieștiu, Clujul, nu? Da, sigur. Iașu merită multe. Ar trebui mult mai multe în Iași. Deocamdată e bine că voi v-ați revenit. Păcat că nu s-a jucat meciul ăsta cu Rapid. Cred că erați... și cu Dinamo ați fi putut câștiga. Lumea zice că e mai... Nu știu, că e mai bine să juca. Părerea mea că e bine că s-a terminat. Da, era. Știți de ce? Pentru că toată lumea zicea Rapidul e de îngrigoladă, sunt probleme multe și putem să-i bate neapărat. Ușor putem să-i bate. Dar eu zic că dacă jucam cu Rapidul și... Oricum, la ei doar nu plecase niciun jucător. Erau aceeași echipă și... Cum erau ei răniți, supărați, vă dați seama, dacă ne băteau, cădea pe noi, îmi părea și cădeam în panta aia altă. Și intram în vacanță supărați. Până la urmă, zic să fim mulțumiți cu ce s-a întâmplat până acum, cel puțin finalul, să, nu știu, vacanța, să ne odihnim, să venim sănătoși la pregătire și după aia când începe pregătirea să fie altceva, o să fim altfel. Că au fost și la noi schimbările cu... Nea Popic, după aia a venit Iobi, fiecare deci, cu stilul. Deci Nea Popic fiind Ionuț Popa. Da, Ionuț Popa. Da, un antrenor care a fost mult timp la Iași, a plecat, a venit, a reușit să mențină echipa o perioadă destul de mare în divizia, a avut rezultate bune. Liviu Ciubotariu, în schimb, face parte din generația de aur, din acei jucători care au jucat la cel mai înalt nivel. Vă transmite acest lucru, sunt convins, da. Face parte din, a zis, fiecare antrenor din categoria are... Dan Petrescu, Cârțu, Ilie Dumitrescu, cu siguranță că veți avea în continuare multe de învățat de la el. Cu siguranță. Și... Dar vorbind de Rapid, acolo trece prin clipe grele Daniel Pancu, un simbol al fotbalului ieșan, dar și al fotbalului românesc. El a rămas acolo pe metereze, cum se spune. Ne l-am fi dorit aici, la Iași, să vină. Ar exista oare posibilitatea asta în viitor? Eu cred că, dar nu știu, nu-mi dau seama ce diferență între voi trei ani. 35 de ani are Daniel. Da, el a născut în acea zi cu mine, pe 17 august, la diferență de 3 ani. El mai are 35 de ani. Da, da. Am întâlnit cu el acum. Da, și Daniel este o fire lupătoare, are o conformație și un fizic care îl ajută. De ambițios, eu cred că poate foarte bun. Să facă... Ce spunea acum? Foarte mulți jucători au plecat de la Rapid, deja sunt plecați. Cred că vreo 7-8. Da, e greu ce se întâmplă acolo, da? Eu, cum o știu pe Daniel, nu cred că va pleca așa ușor de la Rapid. Ei vor merge cu jucători din propria pepinieră. Da, probabil că vor face o reconstrucție, eu știu ce. Nu știu, nu prea... Nu știu dacă ei vor reuși să obțină licența pentru Liga 1. Deja prin faptul că clubul din Giulești a intrat în insolvență, 2 ani de zile au interdicție de a juca în cupele europene, ori la Rapid era clar că un obiectiv propus era câștigarea campionatului, a cupei și de a merge și la ce jucători aveau acolo în competițiile europene.
Ce jucători aveau acolo, putea să-l câștige. Ne apropiem de final, Ciparaschiv. Și de final de emisiune, dar și de final de an. Niște gânduri ale tare din postura de director al Direcției Județene pentru Tineret și Sport pentru anul care vine. Da, doresc ieșenilor un an bun, un an liniștit. În plan sportiv să fie cel puțin la fel de bun ca și rezultate, chiar dacă nu e anul olimpic. Dar în continuare ieșenilor și să dea dovadă de putere, de lucru. Un an liniștit și, cum am mai spus, și fie ca 2013 să fie anul în care să li se împlinească visele tuturor. Ai fost alături și de mini-fotbal în acest an. Vreau să-ți mulțumesc din partea Federației de Mini-Fotbal, din partea mea, dar și din partea președintelui Răzvan Burleanu. Au fost evenimente organizate la Iași, turneul final al Cupei, a fost Cupa de Vară organizată de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. O competiție foarte, foarte reușită, cea care a câștigat Cupa și participat la turneul final al câștigătorilor de cupă. A fost acea competiție internațională pe care ai organizat-o cu echipe din Moldova și din Ucraina, unde s-a impus Dinamo Iași, echipă de la Divizia Galactică de Bahlui. A fost acel teren care multifuncțional. Avem Cupa Unirii acum, la care Direcția Județeană pentru Tineret și Sport cu siguranță va fi alături, pentru că este ediția a treia și vin 16 echipe din toată țara, față de primele două ediții la care au participat doar 6 echipe. Așa că sunt proiecte în continuare și în 2013. Și avem și Cupa HIT Antena 1, Iași, în care tot sperăm ca direcția să fie alături de noi și Ciprian Paraschiv. Marius Onofraș, la final de an, gânduri pentru anul viitor? În primul rând îmi doresc să fiu sănătos, familia să fie sănătoasă, în rest las la voia lui Dumnezeu să ce se va întâmpla. Oricum, cel mai important e pentru mine, v-am zis, să rămânem în prima ligă cu Iașul și în rest. Așa este. Mulțumesc, Ciprian Paraschiv, fostul capitan al Politehnicii, Marius Onofraș, actualul jucător al Politehnicii și chiar capitan, așa, în câteva rânduri, să duci echipa acolo unde ai reușit să ajungi cu Unirea lui 10, dacă se poate, în viitorul apropiat. Vă mulțumim, dragi telespectatori, vă dorim toate cele bune, un an care vine mai bun pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră și să fiți alături de Total Sport. La revedere, la mulți ani! Mulți ani.